Actrița americană și moderatoare de televiziune Goldie Hawn este născută în Washington la 21 noiembrie 1945. De la 3 ani face balet și step, mama artistei posedând o sală de dans, iar performanțele lui Hawn converg către prezența americancei în distribuția baletului Spărgătorul de nuci al lui Tchaikovsky. Mai mult decât îndrăzneață și independentă, dacă la 39 de ani poza pentru Playboy, Goldie divorțează de 2 ori, dar trăiește o poveste de dragoste de aproape un sfert de veac cu actorul Kurt Russell. Luând în seamă doar performanțele profesionale, trebuie apreciat faptul că Hawn ajunge celebră în cinematografie pentru rolul din Floarea de Cactus, o producție a anului 1969, pentru care actriței îi se atribuie Oscarul, ce este ridicat la festivitate de Raquel Welch. The winner is Goldie Hawn. The season or the year, the day for love is any day. There's just no telling when it will appear. Un an mai târziu de la realizarea filmului, Goldie primește felicitări, dar și răsplata prin multitudinea premiilor acordate. BAFTA pentru cea mai bună prestație feminină, Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar, Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar și o nominalizare la Globurile de Aur pentru cea mai promițătoare actriță, toate în anul de grație 1970.